Dragi elevi, dacă v-ați găsit vreodată în situația colegii voastre și, mai mult sau mai puțin, v-ați pus aceleași întrebări, acum haideți să le găsim un răspuns. Dragi elevi, în prezentarea următoare, vă propun să găsim răspuns la întrebarea colegii voastre și de aceea trebuie să ne îndreptăm către cursul superior al râului. O primă sursă de alimentare am descoperit-o la elementele unui râu, și anume izvorul. Acesta este alimentat din surse subterane, freatice sau de adâncime, și asigură de cele mai multe ori debitul minim al unui râu. Prin topirea zăpezilor acumulate iarna în regiunile climatice temperate și rece ale planetei, primăvara, acestea se topesc și provoacă creșterea nivelurilor râurilor urmate deseori de revărsări. Acest fenomen se poate întâmpla în zona temperată și în perioada iernii, situație ce poate declanșa unele fenomene periculoase. Alimentarea râurilor cu apă provenită din topirea ghețarilor și a zăpezilor permanente este întâlnită în regiunile muntoase înalte și în împrejurimile lor. Datorită faptului că topirea zăpezilor și a ghețarilor se produce vara, debitul maxim al acestor râuri va fi semnalat în acest anotimp. Această sursă de alimentare cu apa râurilor este în fapt o acumulare rezultată din alte surse. Cele mai multe se găsesc în zonele montane și au origine glaciară, iar apa acumulată poate fi rezultată din topirea zăpezilor sau a gheții, din ploi sau din apele freatice. Alimentarea din ploi este sursa principală a râurilor din zona de climă caldă sau chiar temperată. Aici ploile, periodice sau cele obișnuite, ce durează timp îndelungat, asigură un debit constant al râului. Cele torențiale de scurtă durată pot determina fenomene hidrologice grave, precum viiturile urmate de inundații.